haideți să vedem ce ne-au pregătit astrele pentru 21 august. Berbec. S-ar putea să fiți indispus și să simțiți nevoia să faceți o pauză. Este o zi bună pentru introspecție și pentru a analiza ce ați putea îndrepta în relațiile cu cei apropiați. Aveți nevoie de momente de solitudine și meditație, dar vă sfătuim să nu vă izolați total de cei din jur. Problemele care vă preocupă nu sunt chiar atât de grave precum credeți. Taur. Nu este o zi favorabilă călătoriilor, iar șansele de câștiguri financiare sunt reduse. Se pare că resimțiți o stare de inhibiție și o lipsă de sociabilitate care v-ar putea crea dificultăți la locul de muncă și în plan social. Încercați să fiți mai comunicativ. Relațiile cu cei dragi ar putea să nu fie afectate, cu condiția să acordați mai multă atenție partenerului de viață. Gemeni. În prima parte a zilei este posibil să fiți puțin inhibat, motiv pentru care puteți avea dificultăți de comunicare. Evitați discutarea unor chestiuni importante la locul de muncă și în afaceri. De asemenea, nu este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii și nici nu este indicat să cumpărați obiecte de valoare sau să luați decizii privind investițiile. Rac. Este posibil să vă simțiți neglijat sau poate că în ultima vreme ați fost nevoiți să vă ocupați numai de ceilalți și să vă neglijați propriile dorințe. Puteți încerca să vă clarificați ce simțiți și ce schimbări v-ați dori, dar noi vă sugerăm să nu luați nicio decizie. Indispoziția pe care s-ar putea să o resimțiți este efectul configurației astrale și este trecătoare. Vă recomandăm să amânați activitățile dificile care necesită atenție și concentrare. Leu. Nu este o zi favorabilă întâlnirilor și discuțiilor importante, fiindcă este posibil să resimțiți o stare de inhibiție care vă împiedică să vă exprimați clar. La locul de muncă sau în afaceri, încercați să vă ocupați de activități de rutină și să amânați achizițiile și investițiile. Ar fi bine să vă relaxați și să faceți planuri de viitor împreună cu familia. Fecioară. În prima parte a zilei s-ar putea să simțiți nevoia să schimbați ceva sau să începeți un proiect nou. Este o zi favorabilă relațiilor sentimentale și activităților casnice. Colegii sau partenerii de afaceri ar putea să nu vă aprecieze ideile așa cum v-ați așteptat. Recomandarea noastră este să nu semnați documente importante și să amânați eventualele negocieri. Balanță. Înainte de amiază se întrevăd numeroase probleme de rezolvat, dar aveți suficientă energie pentru a duce totul la bun sfârșit. Este posibil să întâmpinați dificultăți de natură financiară, dar puteți să amânați luarea unor decizii în acest domeniu. Ar fi bine să acordați mai multă atenție relațiilor sentimentale și familiei. Scorpion. La locul de muncă sau în afaceri este o zi bună pentru a face o analiză a relațiilor cu colegii sau cu partenerii și pentru a încerca să găsiți modalități de a colabora mai plăcut și mai eficient. Amânați activitățile importante și ocupați-vă de chestiuni de rutină. Aveți șanse să lămuriți o problemă care v-a afectat relația cu persoana iubită în ultima vreme. Săgetător. În prima parte a zilei s-ar putea ivi ocazia să începeți un proiect nou. Încercați să nu vă pripiți, fiindcă este de așteptat ca simțul practic și capacitatea de concentrare să fie reduse. Sunt favorizate relațiile cu persoana iubită și aveți șanse să petreceți împreună o seară romantică. Capricorn. Este posibil să nu fiți foarte comunicativ, motiv pentru care relațiile sociale și sentimentale pot avea de suferit. Aveți tendința să judecați cu prea multă exigență colaborarea cu cei din jur și chiar propriile realizări. Nu luați decizii pe termen lung și nu începeți proiecte noi. Vărsător. Se pare că sunteți într-o formă intelectuală foarte bună și puteți avea realizări frumoase la locul de muncă sau în afaceri. Sunt favorizate și activitățile legate de familie și cămin. Ca să puteți duce la bun sfârșit tot ce v-ați propus, vă sfătuim să faceți o listă de priorități și să vă organizați riguros timpul. Pești. S-ar putea să simțiți nevoia să stați de vorbă cu o persoană apropiată despre o problemă sentimentală care vă neliniștește. Este posibil să vă simțiți neglijat sau să aveți impresia că nu reușiți să faceți față tuturor obligațiilor pe care vi le-ați asumat, atât în plan profesional cât și acasă. Puteți să căutați soluții la problemele care vă preocupă, dar nu luați decizii pe termen lung.